probleme de matematică. Așa este, bine ați venit, dragi lor, și uite că trebuie și weekend-ul. Asta este dacă noi răbdare să ne întâlnim, așa? Da. Asta e sigur, asta e sigur. Pornim de vedete, nu sunt pe problema. Într-un bloc turn există numai apartamente cu 3 și cu 4 camere. Știm că în total sunt 32 de apartamente. Deci în total 32 apartamente. Da? Care au 108 camere. Deci atâta și 108 camere. Să se determine numărul apartamentelor cu 3 și cu 4 camere. Așa, deci sunt apartamente cu 3 și 4 camere. Deci sunt apartamente cu 3 și cu 4 camere. În total 32. 108 camere au cele 32 de apartamente. Întrebarea este câte sunt cu 3, câte sunt cu 4. Da? Asta ar fi întrebarea. Da. Dar să se apucă de lucru, nu așa? Am terminat-o. Ai și terminat-o. Sigur că da, experiența asta aș spune cuvântul. Aceste probleme sunt la îndemână. Dar făcusem noi și probleme de cele foarte faine de tot, că nu dădeam numărul de camere, nu știu ce, dădeam un... Cum erau cele? Nu, nu-ți mai amintești? Nu vrei de cele? Da, eu chiar vreau problemele alea cu iepurașul, cu vulpea, cu țăritul. Ai adus problema? În genul aceea cu săriturile am făcut să mai o chestie. Dar acum nu mi-am amintesc. Noi avem un urmă, că nu dădeam numărul de camere. Vă duc domnul profesor mâine, o problemă în aceste săriturile. Hai să facem asta. Hai să vedem. Am uitat poze. Irene, da? Deci, în total sunt 32 de apartamente. Numărul de camere este 108. Du-te și eu o problemă la mama, dă-i o problemă ca să ne stea, că nu pot să... Testul 2. Da, așa. Apoi testul 2 și lucrează și vedem ce. Deci, povestea este așa. Sunt în total 108 camere în cele 32 de apartamente. Cum crezi tu că vom încerca să facem problema? Ai vreo idee? Le transferăm pe toate în 4 camere. Deci ne închipuim că toate apartamentele ar fi cu 4 camere, da? Da. Presupunem, chiar așa zicem, presupunem că toate apartamentele, adică în paranteză cine? Că cele 35, să spunem că cele 35 apartamente ar fi toate cu 4 camere. Da? Toate ar fi cu 4 camere. Și înmulțim pe 32 cu 4. Atunci numărul camerelor ar fi 2 puncte 32 ori 4. 2 ori 4, 8, 3 ori 4, 12. 128 de camere. Da. Și noi câte avem? Noi avem 108. Am depășit pe 108, nu? Nu-i cazul să aflăm, să vedem cu câte am depășit? 324. Din 128. Scădem pe... Da, Cornel, vreau să-ți zic că dacă îți vine mai... Nu mai ajunge la mine seara asta, că n-am găsit-o pe doamna astăzi, a fost plecată. Astăzi am zis. Bun. Da, așa facem. La revedere. Deci, vreau să vedem cu cât am depășit. De aceea scădem din 128. Din 128 scădem pe 108. Da? 108 și egal cu câte camere? Cu 20 camere. 20 camere sunt în plus. Ei, dar de ce crezi tu că am ajuns la 20 de camere în plus? Pentru că
ar trebui acum să vedem care e diferența din de la 3 la 4, de la 3 la 4 camere, o singură cameră. Și atunci 20 acestea provin din faptul că cele 20 de camere indică câte un apartament cu 3. Că de fapt ca să completezi pe alea cu 3 să le faci cu 4, înseamnă că mai pui câte o singură cameră la fiecare. Și tu fiindcă ai pus la fiecare câte o cameră, practic ți s-a întâmplat să ai 20 de camere în plus. Pe să îți indică exact cele 20 de apartamente cu 3. Era când am lăsat-o la stupină și era și Gabi. Și mi-a zis genul ăsta de problemă, dar eu mereu m-am blocat mereu la scăderea aia. Da, deci, vezi tu, presupunând că ar fi toate cu 4, toate cu 4, am ajuns la 128 de camere. Da. Și îndată te întreb, păi, sunt mai multe decât indică problema. Sunt mai multe cu cât? Și afli cu cât? Diferența, 128 minus 208, fac 20 de camere. Și aceste 20 de camere, fiindcă diferența e de o singură cameră de la 3 la 4, el îți indică deodată apartamentele cu 3 camere. Pentru, nu ți-e clar aici, dar insist un pic. Da. Deci uite, dacă ne-am echipui, îți desenăm și atunci așa o fac. Cu cerculeț, apartamentele cu 4 camere. Cu 4, da? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Și mai departe, până la cât am? Până la cele 35, da? 1, 2, 3, 4. Până la 35 la apartament. Ce sesizăm aici? Sesizăm că, de fapt, s-a întâmplat îndată să am câte în plus? 20 de camere. Da? Atunci, apartamentul al 35-lea ia o cameră și l-am transformat în 3. La cel de-al 34-lea, iar iau o cameră, da? Da. Și l-am format în 3. Și câte astfel de camere trebuie să șterg eu? Câte sunt în plus? 20. Și atunci, șterg cele, câte am spus, cele 20 de camere. Și atunci rămân apartamentele cu câte camere rămân? Cu 3. Deci, numărul de 20 indică chiar apartamentele de 3 camere, da? Da. Deci 20 camere. Și atunci spunem, 20 sunt apartamentele cu 3 camere. Iar diferența până la 35, 15 sunt apartamentele cu câte camere? Cu 4 camere, da? Camere. 15 cu 4 și 3 sunt cu 20 sunt cu 3. Hai să facem proba. Ieri. Așa. 20 ori 3, nu? 20 ori 3 este egal cu 60, nu? Da. Și 15 ori 4 este egal cu 45, 20, 0 și 2, 4 cu 4, 60. 60. Și dacă le adunăm... 220. Dar ce, nu e o greșeală? Asta e și față. Poftim? Deci, greșeală, să vedem de ce. De 60, total sunt 35 de... 32. Ah. 32, da. 15 și aici, spunem, 12. Că total de apartamente câte sunt? 32. 32. Da? Și de la 20 până la 32 sunt 12. Și ziceam acum 12 ori 4. Așa, și 2 ori 4, 8. 48. Și când le adunăm, total fac 108 camere. Da, 108 camere. Deci, iată-ne că în final am reușit să vorbim de faptul că 20 sunt cu 3 camere și 4, 12 sunt cu 4 camere. Ai mai fi putut face problema și într-un alt mod? Le rezolvam, făceam cu 3. Presupune că ar fi toate cu 3 camere. Deci hai să încercăm și varianta a doua. Deci prima variantă, a doua variantă. Presupunem că toate apartamentele sunt cu 3 camere. Și
Și atunci, ce s-ar fi întâmplat dacă toate ar fi fost cu trei camere? Da. Păi mulțim pe 32 cu... Cu 3 și ne-ar da... Atunci numărul de camere ar fi... Deci numărul camerelor... Ar fi 2 puncte. 32 ori 3. Și ar da 3 ori 2, 6 și 3 ori 3, 9. 96. Deci 96 de camere ar fi în condițiile astea. De aceea, vedem că sunt mai puține camere. Așa, tot. Da. Deci, de ce să le adunăm? Tot așa. Scădem din 108 pe 96. Sigur că da, să vedem câte camere încă am la dispoziție, da? Deci, din ce fac acum? Din 108. Deci, tot scădea. Din 108 scădem pe 96 și obținem 6 din 8, 2, 12. Și... Am 12 camere acum la dispoziție. Astea 12 camere, le pun câte una la fiecare apartament cu 3. Da. Că toate am zis că sunt cu 3, nu? Da. Practic, toate am zis că sunt cu 3, așa. Așa. Da? Da, eu sunt. Da? Așa. Așa. De oriunde va fi posibil, dar așteptați o perioadă de câteva, vreo două săptămâni ca să finalizăm toată documentația. Acum, eu sunt într-o lecție de matematică și nu am timp. Sunt chiar în direct la Profon Live TV și nu am timp să stăm de vorba. Bine? Da. Exact. La revedere. La revedere. Mulțumesc. Așa. Deci toate, așa am presupus noi, că toate apartamentele sunt cu 3. 3 camere și acum mai adăugăm. Câte una ca să facă, nu? Da. Și câte camere am la dispoziție? 12. 12. Și acelea, când pun câte una, le transform în apartamente de câte 4 camere. Și câte o să fie? O să fie 20. Nu, 12. Păi nu 12 camere am. Ah. Nu 12 camere am la dispoziție, eu pun una, o pun aici, o pun încă una și așa mai departe. Deci 12 acum îmi indică numărul apartamentelor cu 4. Data trecută mi-a indicat 20 și a fost diferența aceea care indica numărul de apartamente cu 3 camere. Da. Da? Deci atenție multă, că trebuie să urmărim cu grijă chestia asta. Deci apartamentele cu 3, fiindcă le-ai pus pe toate, ți-au rămas încă 12 apartamente și acele 12 apartamente le-ai pus câte una, câte 12 camere și le-ai pus câte una la fiecare. În final, ai completat 12 apartamente cu 4, da? Și celelalte 20 au rămas, deci 12 sunt cu 4 camere și 20 până la 32, 20 sunt cu 3 camere. 3 camere. Bun, bine. Da, ai văzut prin ambele metode la ce rezultat am ajuns. Vreau să începem discuția, dar tu ești în față. Ai te rog să... Nu mult, vă spun. Da? Deci ai... Este un exercițiu care îți dă de lucru, nu? Nu chiar, numai că eu mai mult. E un exercițiu ABC și atunci... Hai, eu dictezul de luta? Da. Hai, te rog. Calculați cătul și restul următoarelor împărțiri. A. 9 împărțit la 5. 9 împărțit la 5. Apoi... 18 împărțit la 18. 100 împărțit la 1. 100 împărțit la 1. 7 împărțit la 8. 9 împărțit la 0. Să calculăm cătul și restul, da?
Deci câtul și restul. Păi, facem împărțirea, nu împărțim la 5, merge o dată, nu? Deci 9 va fi egal cu 5 ori 1, iată câtul 1, plus restul cât? 4. Restul meu, uite cât împărțitor. Aici, 18 împărțit la 18, dă 1. 18 împărțit, adică de împărțit 18 egal cu împărțitorul 18 ori 1 plus restul 0. Aici 100 împărțit la 1 cât face? 100. 100, deci înseamnă că 100 egal cu 1 ori 100 plus restul 0. Și 7 împărțit la 8 este egal cu cât? 7 împărțit la 8. Nu se poate, nu? Ia să vedem. 0 rest. 0 rest? 8, 1. Pentru că 8 în 7 nu cap niciodată de 0. Da, am înțeles. Adică 7 ar fi egal cu cât? 7 ar fi egal cu 8 ori 0 plus restul cât? 1. 1, da? Și este egalitate aici? Da. Ia să vedem. 8 ori 0 și cu 1? Nu e egalitate. Și care e restul atunci? Care e restul? 8. Cât e restul? 8. Care e restul, Daria? Ca să fie egalitate. 7. 7 mai. 0 ori 8, 0. 8 ori 0, 0. 7 și rămâne 7. Deci, iată că la împărțire merge de 0 ori. De 0 ori. Și restul împărțirii rămas 7 la acela. Da? Deci, iată, o poantă de sol. Cât este, să spunem, 5 împărțit la 11? Dar de fiecare pentru o tabă, 5 împărțit la 11. Cât e cât o și cât e restul? 2, nu, 1, 0. Așa. 0 și restul? Restul 5. Mai sigur. Deci, 11 este egal cu 5 ori 0 plus restul, cât am spus, restul 5. 11. 11. 5 egal, așa. 5 egal cu 11 ori 0 plus 5. Cât este 7 împărțit la 8? Cam 7 împărțit la 6. 7 împărțit la 6. Cât e? Restul 1. 1 restul 1. Așa, deci 7 este egal cu 6 ori 1 plus restul 1, da? Cât este 205 împărțit la 37? Câte, cum poți să scrii pe 205? Facem împărțirea efectiv, ne apucăm repede. 205 împărțit la 37. Deci 205 de împărțit este egal cu împărțitorul 37. Oricâtul să vedem. Oricâtul. Păi facem, cum facem? De-o parte, 205 împărțit la 37 merge de câte ori? Ce? De 6 ori. De 6 ori. 6 ori 7, 42, 2 și 4. 6 ori 3, 18 și cu 4. Depășește. De 5 ori. De 5 ori. Că trebuie să termine cu 5. Nu știu dacă merge exact. Hai, Irene. O cât împărțirea? 5 ori 7, 35. Descriem 205 împărțit la 37. 5 ori 7, 35. 5 ori 7, 35. Ce scriem 3 retiem. 5 ori 3, 15. Și cu 3, 8. 18, da? Deci... 0, 20. E bine, restul ăsta, îmi place restul ăsta sau? Da. Că restul te scrie mai mic decât împărțitorul. Da. Da? Este bine. Deci 205 se scrie 37 ori 5, că am aflat câtul. Plus restul, 20. Da? Hai să facem un altul. Vreau 213, 200, 2005, împărțit la 103. 2005 împărțit la 103. Să vedem câtul și restul. Irene mă conduce, da? Zicem. 200, 2005, împărțit la 100, merge de 8 ori. Câte cifre să luăm?
avem una, două, trei, una, două, trei, să reușești. De câte ori merge? Ca 103 în 200. Daria? Apoi 103 în 200 niciodată. O dată, sigur că da. O dată, deci 103, 3 din 10, 7, 9, nimic, 5 compus. Și ar încăpea cam de 8, nu, tot din 9 ori. De 9 ori? Da, de 9 ori. Da, de 9 ori, pentru că 9 ori 3, 27. Și atunci merge... 9 ori 1, 9, da? Da. 7 din 15, 8. 2 din 6, 4, da? Nimic. E bine 48 ca rest? Da. E bine pentru că restul te stime mic decât împărțitorul, adică 103, da? Îmi place așa. Așadar, 2005 este egal cu 103 ori 19 plus 48. Da. Altceva, Daria? Vă dau trec pe exercițiul ăsta cu ușor. Așa trebuie să faci, da. Uite că am fost bun. Am fost bun că aici, o capcană. Sunt lucruri minore, dar foarte importante, da? Zi-mi, te rog. Determinați-mi pe X din egalitatea. Trebuie să găsim pe X din egalitatea. 15 plus 5 ori, paranteză. 15 plus. 15 plus 5 ori acolată. 5 plus 5 împărțit la. 5 plus 5 împărțit la. Paranteză pătrată. Așa. 45 împărțit la 5. Minus. Paranteză rotundă. 36 împărțit la X plus 4. Închide paranteză rotundă. Închide paranteza pătrată. Plus 6 ori 0. De egal cu 65. Egal cu 65. Să încercăm să închidem oare călura? Nu mai lăsăm? Dar de unde o să închid? De acolo, la baie. Să mă duc eu tot. Lăsați, de mi-e frică. O mai las, da? Cum propuneți să le facem, așa cum am mai vorbit și altă dată, o strategie de lucru, da? Să vedem ce propuneți voi aici. Daria? Eu am luat un calcul mai mic și atunci am putea să facem acolo 65 minus 15. Stai o secundă, ca să înțelegem bine. Propunem. Practic, eu am luat un calcul mai mic ca să dau seama. Deci punem deci, așa, asta, asta de aici, împărțitorul. Cu 5 ori, nu e împărțitor, e un termen al adunării. Adunării, așa, da. Da? Deci notăm cu A chestia asta. Vă rog să notați și voi la fel. Deci toată partea asta notăm cu un A. Cu 5 cu tot, da? Da. Și atunci ieșiți, se transformă într-unul echivalent care spune 15 plus A egal cu 65. De unde rezultă că... A 15... este egal cu 65 plus 15. Deci de aici A este egal cu 65 minus 15 și egal cu 50. Bun. Și acum mă întorc. Cine este A? Am zis că este 50. Scriu chestia asta. 5 plus. Scriu exact așa. 5 ori. Acolată. 5 plus. 5 vorbește, dar ia te răcundu-mă. 5 plus 5 împărțit la 45. Împărțit la 45, adică 9. 45 împărțit la 5 putem. Direct 9. Putem face această împărțire din paranteză. Sau vreți să o lăsați așa? Nu. Putem face, nu-i nicio... Nu ne jenează cu nimic dacă facem acest lucru, din contră am mai făcut un pas. Da. 9 minus. 9 minus, în paranteză rotundă. 35 împărțit la 36. 36, da. Împărțit la X plus 4. Așa. Plus 0. Plus 6 ori 0, 0. N-are rost să mai era. Da. Pur și simplu. Egal cu 50. Închis acolada. Egal cu 50. Acum putem să scriem acea coladă. Un pic, Daria.
Nu trebuie să faci așa, Irene. Acest lucru de a te uita și așa se face, dar tu ai pe căițelul tău. Deci, te uiți numai aici, pur și simplu. Este 5 ori, 5 plus, auzi vorbindu-se și nu păi ridici capul deloc de pe căițel. Dacă te mai văd că ridici tu, așa înseamnă că copii de pe tablă. Și n-are nicio eficiență munca noastră. Da? Deci tu te uiți exact la ceea ce este aici, nu doar cu toată chestia asta. 5 minus 4, 5 împărți la 5 este 9, 9 minus 36, am deschis paranteza, da? 36, uite, deschise paranteza întâi, la 36 în față. Împărți la x. Păi plus 4, că te uiți numai așa, uite-te aici deasupra, te-a rugat. Deci plus 4. Asta e marea meteagna voastră, că trebuie să copiați pe tablă. Ca să refuzați să vă gândiți. Plus 4 egal cu, cât te zici, egal cu 50, pentru că 6 ori 0 făcut 0 egal cu 50. Deci, dacă te mai văd cât ești la tablă, te spun la toată lumea. Dar asta fac. Doar să înregistrați toată povestea asta. Și te pur și camera și te arăt la camera. Că nu asculți. Așa. Ce putem face acum? Acum putem nota acolo de aceea Deci din 5 ori B, deci toată asta, asta facem. Deci toată acolada o lăsăm cu un B și atunci ar fi echivalent cu a scris 5 ori B egal cu 50. Așa. Și atunci B este egal cu 50 împărțit la 5. Deci 5 B egal cu 50. 5 ori B egal cu 50. Egal cu 50. Deci egal cu 50 aici. Egal cu 50. Deci dacă s-a notat ăsta totul cu un B, ai auzit așa vorbindu-se, totul notăm cu un B, vine 5B egal cu 50, da? Deci rezultă că B egal cu cine? Cu cât este egal, Irene? 50 împărțit la 5, care dă 10. Deci B egal cu 50 împărțit la 5 și egal cu 10. Și acum ne întoarcem. Cine a fost B? Ăsta a notat de noi. Vorbește tu, că eu nu scriu, nu mai scriu eu, tu vorbești. Te uiți pe căițelul tău ca să vorbești, nu te uiți la mine. Deci, da, 5 plus 5. Adică, paranteza, 5 plus 5. Plus 5. Împărțit la? Împărțit la 10. Deci la 10. Împărțit, deschid din paranteza. Pătrată, da? 9. 9 minus paranteză 36 împărțit la x. X plus 4. Închidem paranteză. Nu, că vreau să spun dacă am făcut. Doar nu trebuie să pierzi timpul. Ascultă-mă. Toate cele știu la sfârșit. Da? Plus 36 împărțit la x plus 4 egal cu, închidem paranteza dreaptă, nu? Irene. Da. Acolada nu mai avem de ce să o scriem. Da. Deci acolada nu mai avem. Egal cu cât? Egal cu 10. Abia acum, că e B-ul de atunci. Egal cu 10. Ce putem face acum? Notăm toată partea asta de la 5 împărțit la. Deci toată partea asta notăm cu un C. Și avem 5 plus C egal cu 10. Scrieți. 5 plus C egal cu 10. Și ce aici ar veni cu, ar fi egal cu 5? 10 minus 5, da? 10 minus 5 egal cu 5. Și acum ne întoarcem. Cine era ce-o în notația noastră? Paranteza... De la 5 împărțit încolo. Da. Da? 5 împărțit, scriu. 5 împărțit. Vorbește. 5 împărțit... La 9, paranteză pătrată, 9, minus paranteză, 36 împărțit la x, plus 4, egal cu 5. Închidem paranteza rotundă și dreaptă, așa vorbim. Închidem paranteza rotundă și pătrată. Da, și egal cu? Egal cu 5. Egal cu 5. Și... Acum notăm toată paranteza asta dreaptă cu un D. Da, și vine... 5 împărțit la D egal cu 5. Echivalent cu? 5 împărțit la D egal cu 5. Cât este D-ul?
5 împărțit la cât se fac 5? 4. Așa. Și-ar veni... 5 împărțit la D, scrie, mi-a scris asta. 5 împărțit la D. 5 împărțit la D egal cu 5. D-ar veni 1. D-ul e egal cu 1. Deci rezultă că D e egal cu 1. Și subliniem. Întoarcem. Cine a fost D-ul în notația noastră? Paranteza. Adică 9. Vorbește. 9 minus 36... împărțit la x, plus 4 egal cu 5. Egal cu 5. Nu e egal cu 5, egal cu 1. 1, sigur că 1. Ei, și acum notez paranteza rotundă în sfârșit cu un e. Deci rotunda cu un e. Și ce devine exercițiul? Echivalent cu 9 minus e egal cu 1. Și e este egal cu 8. Deci eu e egal cu 8. Și ne întoarcem la notații. Cine a fost eu? 36. Scriem 36 împărțit la x plus 4 egal cu 8. Egal cu 8. Scădem pe 4 din 8. Da, așa este. Deci echivalent, cum spune că 36 împărțit la x egal cu 8 minus 4. Da? 8 minus 4. Și egal cu 4, da? Iată că 36 minus împărțit, 36 împărțit la x egal cu 4. Și x egal cu cine de aici? X egal cu 9. 9. 36 împărțit la 4, 9. Și am găsit pe x. Da, iată cum am gândit exercițiu. Uite-te încă o dată, Daria, și tu. Cum ai lucrat tu, te rog? Am lucrat același lucru. Exact așa ai lucrat, da? Așa. Perfect, mă bucur mult. Deci, așa să facem de fiecare dată, notăm ca să nu greșim. Că sunt, ce se poate face prin paranteză? Sunt mai ușor. Da, e ca o oglindă, ca într-o oglindă, te uiți și totul este perfect. Așa, așa te gândești, să faci, ce să faci mai întâi. Când ai făcut așa, la ce ecuații simple ai? 5 ori B egal cu 50, B egal cu 10. 5 plus C egal cu 10, C egal cu 5. Da. 5 împărțit la D, la asta am redus totul, da? Da. Bine. Vă dau următoarea problemă. Da, da. Deci, îndoitul unui număr a fost mărit cu 3. Deci îndoitul unui număr? Îndoitul unui număr a fost mărit cu 3. Deci am împărțit la 2, l-am mărit cu 3, da? Iar rezultatul a fost mărit de 4 ori. Rezultatul a fost mărit de 4 ori. Știu. Rezultatul cui? Rezultatul la a împărțit la 2 plus 3. Da. Îl faci ori 4. Deci e un rezultat. Ori 4. Da. Rezultatul a fost de mărit de 4 ori. Produsul obținut micșorat cu 5. Produsul obținut micșorat cu 5. Produsul micșorat cu 5, da. A fost micșorat de 9 ori. Produsul micșorat de 9 ori. Stai, nu înțeleg. Deci, acum, minus 5, îl puneți în paranteză pătrată, împărțirea 9. Păi zici, produsul a fost micșorat. Produsul. Deci, puneți în paranteză pătrată. Produsul obținut, micșorat cu 5. Așa. A fost micșorat de 9 ori. Așa. Tot ăsta a fost micșorat de 9 ori. Adică ce să fac dacă a fost micșorat de 9 ori? Împărțirea 9. Îl împart la 9, sigur că da. Obținându-se 15. Egal cu 15. Care a fost numărul inițial. Da. A. Deci, îndoitul unui număr, mărit cu 3, după care rezultatul mulțit cu 4, din care am scăzut 5, și apoi l-am micșorat din 9 ori, am obținut pe 15. Cum procedăm? Așa ar fi echivalent cu a spune că acum dacă am văzut șmecherea cât de simplu, am împărțit la 9 egal cu 15. Rezultatul cât este?
15 ori 9. Deja au egal cu 15 ori 9, da. A, egal cu 15 ori 9 și face cât? 5 ori 9, 45. 5 și 4, 9 ori 1, 9 și cu 4, 16. Deci 135 este au. Și ne întoarcem la ceea ce am fost notat cu a. Deci, te rog, Daria, vorbește. Păi, a împărțit la 2 plus 3, paranteză, ori 4 minus 5, așa, este egal cu 15 ori 9, care ne dă 135. 135, adică au, care ne-am găsit, da? E egal cu 135. Și atunci? Irena, acum ce fac? Not. Da. Da. Acum notăm. Notăm paranteza din nou cu și cu 4 și înmulțim cu 4. Cu totul, da? Da. Notăm cu un B. Cu B și ar veni B minus 5 dă 135, B este 140. Așa. Și ne întoarcem cine a fost B-ul. Daria, cine a fost B-ul? Notat. B-ul a fost A împărțit la 2 plus 3. Așa. Ori 4. Ori 4. Care ne dă, ne 100, va da 140. 140. Ce facem acum? Nu paranteza cu A. Nu cu A. Paranteza cu C. Cu, cu ce? Ce ori 4 este egal cu 140 și 140 este egal cu 140 la 4 și ce este egal cu 4 ori 14? 4 ori cât fac aproape de 14, Daria? 3. 3, da? Deci 3 ori 4, 12. Și mă rămânesc 2 până la 4, da? Și cu 0 care coborăm, 20, 4 în 20 de 5 ori. Și acum toți ne întoarcem și paranteza rotundă, adică A împărțit la 2 plus 3. A împărțit la 2 plus 3 este egal cu 35. Spun. Da, Daria, te rog, echivalent. Este echivalent că D. A împărțit la 2. A împărțit la 2 este egal cu 35 minus 3. 35 minus 3. Care e 32. Deci A este egal cu 32 ori 2 și A egal cu 64. A egal cu 32 ori 2. Da, și A egal cu 64. Și cu asta am găsit pe, pe A, da? Deci foarte simplu, ca să nu bâlbâi pe acolo și să-ți vină greu la lucru, asta este cel mai bun lucru pe care l-am pus noi la punct de ora trecută. Ți-am zis, Daria, nu? Mm-hmm. Deci, în altă îl scriam și noi toată povestea pe acolo și era greu și vă întrebam de ce nu merge așa. Așa facem și în clasă. Deci, toate... așa, încet, încet, încet. Deci, așa trebuie să, să lucrați cu notația asta și vă merge foarte greu. Poftim, Daria. Patru copii au împreună, suma de 10.260 de lei. Deci A plus B plus C plus D, egal cu 10.260. 260. Câți lei are fiecare dacă al patrulea are cu 60 de lei mai mult decât al doilea? Deci D este egal cu 60 plus B. D egal cu? 60 plus B. 60 plus B. Dacă decât al doilea. Da. Deci al patrulea are cu 60 de lei mai mult decât al doilea. Bun. E bine așa, da? Da. Și al treilea, și deci, și al treilea la un loc. Deci, practic, D egal cu 60 plus B plus C. Plus C. Mai citești o dată. Deci, câți lei are fiecare dacă al patrulea are cu 60 de lei mai mult decât al doilea și al treilea la un loc? Al doilea și al treilea. Deci, deci B plus C. Da. B și cu C la un loc și el încă are cu 60 în plus. Deci le punem pe C 60 la B plus C. Da, bine. Al treilea are cu 1050 mai puțin decât al doilea. Al treilea. Deci C este egal cu B minus 1050.
că spune că al treilea, așa, așa face. Al treilea, ceu, are cu 1050 mai puțin decât al doilea. Decât al doilea. Dar unde îi pune 1050? Păi, la B, B are cu 1050 mai mult. Ia mai citește. Deci, al treilea are cu 150 mai puțin decât al doilea. Deci, ce are mai puțin? Adică C este egal cu B minus 1050. Pentru că dacă noi luăm din B 1050, îl aflăm pe C, pentru că C e mai mic 1050. Încă așa mai scrie că C plus 1050 egal cu B. E același lucru. C plus 1050 egal cu B. B. Și tu ai zis C egal cu? B minus 1050, că e același lucru. Corect. B minus 1050. Ești de acord, Daria? Da. Da. Iar primul are de două ori mai mult decât al doilea. A egal cu B2. A egal cu? B de ori 2. B ori 2. Da. B de ori 2. Da, corect. B ori 2, așa se pronunță. Nu B2, ci B ori 2. Păi putem să rezolvăm prin segment. Da, așa. Cred că mi s-ar părea mult mai ușor. Da, și mie. Deci am scris relația de pomană. Da. Păi nu. Hai să încercăm un pic. Așa, prin relații, prin calculul algebric și ne ducem și la... Dar dacă voi insistați într-atâta, hai să vă duc așa, mă livrezi voi întâi. Mai întâi greu și apoi ușorul. Bine. Hai să vedeți cum încercați voi. Ce aveți la segmente. La segmente. Păi... Care e cel mai mic segment, după părerea voastră, din toată discuția asta? Cel mai mic segment? Ce? Da. Ce? 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 Pare de să... e cel mai mare. Deci cel mai mic segment este ce? Ce? De unde și-a dat seama oare? De unde? Pentru că D este... pare ce plus mai mult... Da. Și B este... iar A este B ori 2. Adică... Aude, de două ori B-ul, deci C-ul se vede că este și cel mai mic. Și este 60 plus B-ul. Cu alte cuvinte, pe cămă și-a reprezentăm pe cel mai mic C-ul. C-ul are un segment. Da. B-ul are un segment, și un segment al lui C și încă 1050. Așa. Deci este compus din C, la care mai adaug un surplus de 1050. Apoi îl avem pe A, care este de două ori B, adică are, are un segment cu 1050 de două ori. Deci, adică ăsta A, cine este? Ăsta de, l-am scris aici, este cine? C-ul? Acum a fost B-ul, nu? Da. A-ul, B l-am desenat. A-ul, care e de două ori B. Adică îl scriu exact. Adică scriu două segmente din acelea și încă 1050. Deci două segmente de C. Chiar pun pe el. Ce? Da. Ce? Ce? Ca să nu mai pierd eu timpul. Și încă două segmente de 1050. Și încă două segmente de 1050, da? Și D este 1050, 1050, da? D îl facem pe B, adică C și 1050. Așa. Plus încă un segment al lui C. Și încă 60. Adică 2 de ce? Da. 2 de ce și 2 ce, 1050 și 1060. Vreți să vă arăt? Deci 1050, 1050 este bine. Și încă 60. Și încă 60. Și acum toate acestea dau 10.260. Ăsta a fost A-ul. Și ăsta este A, B, C, D-ul, da? Da, profesor, pot să vă dau o chestie? Adică, m-am gândit la ceva. Ai gândit la așa, oare? Eu nu m-am gândit la nimic. Să stau și vă urmăresc aici. Trebuie să înțeleg, măi, că dacă nu înțeleg... Trebuie să-i dau toate, să adunăm toate. Păi da! Vreau 150, 150, 60 ăla. Adică surplusul ăsta. 10 ori 4. 4 deci 1050. 4 ori câte 1050. Plus 60. 1, 2, 3, 4. Stați puțin că fac acum. Deci surplusul ăsta tot trebuie să-l dăm deoparte, da? De acord. Deci 4. Faceți voi calculul. 1050 ori 4.
Și plus 60. Este egal cu 4260. Cu tot cu acea 60. Deci 1050 ori 4 este plus egal cu, 60. Este egal cu 4260. Și atunci 4-0-0, să nu ne păcăși, 4-5-20-22, 20, 4-1-4, 4-220 cu 60, și face 4.000, că te-ai spus 280. 260 sau 280? 60. Domn profesor, deci ați greșit. Ia să vedem. Că 4-5-20, domn profesor. Așa. 0-6-20, da? Da. Și ne dă 4260. Și faceți 10260 minus 4260. Deci din total, din 10260. Care ne dă 6000? 4260. Și ne dă 6000, pentru că, da, îți dai seama. Și obținem 6000. Iar acest 6.000 ce facem? 6.000 îl împărțim la câte segmente egale avem. Adică la 6 segmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, da? 6. Și atunci, și ne dă 1000. Și atunci, ce este egal cu 1000? Da. B este egal cu 2050. Poți să ieși și la tablă să scrii? Pot fi. De ce nu ai scuțitoare? O, nu, nu, dacă nu învățești, nu să am. Degeaba care atât, dacă n-ai ascultare. Ele n-ai tu ascultare? Nu, nu, nu. Acum vreți să ai cu mine. Ce ai? Am creat cu mine. A, nu, 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 C-ul e 1000, B-ul e 2000. 2000, da, B-ul e 2050, A-ul e 2000 plus 2000 plus 2100. Deci A-ul e format 2000. Din 2000 odată. 2000 plus de 2 ori 2050. Plus plus 2100, îți vine. Da. Și atunci A este egal cu 4100 și D este format din, nu am zis greșit, domn profesor. Ia să vedem de ce am greșit. A-ul e cel mai mare. A-ul e cel mai mare, da. N-am văzut la prima vedere, da. Așa, dar oricum ca idei ne-am orientat, finișor. 2000 plus 0, 11, 1. Și D este egal cu 3110. 3110. Sigur că la D puteai zici B-ul este de două ori A. Nu? Aia a, da. De, ai chestia asta. Și cum pe B l-ai găsit, pe A e de două ori B-ul, mergea de o dată. Dar calculul este corect. Da. Nu ca pe discuții. Am aflat... 48, domn profesor. Te rog. Opresc, da? Următoarea... Da, da, da.